telefon. Al doilea video cu drumul s-a cadat, mă, trebuie să filmăm aici, în piste, să... Că n-am ajuns. Este mai mulți eroni aici, aer curat, blef garantat. Da, da, știu. Uite, o bunică cu... Stai sănătate! Și au rămas... Bă, la treabă, moșii! Memoria asta... colectivă și oamenii sunt un românism mai puternic. Dar părinte, știți de ce spune la aici? Uitați spre țară. Aici nu a fost ortodox. Părinte Mihai. Da. Și de ce spune aici la șanț? Ce spune șanț? Șanț. Curmează. Tu mi-ai zis. Comuna șanț. Tu mi-ai zis. Tu mi-ai zis. Sau de și Ionuț. Da. Zi tu, dacă... Deci aici era cu clinicieri, aici a fost granița. Dacă treceai încolo erai în Bucovina sau în Moldova, Moldavia. Da, aici era Austro-Ungaria. Aici era Austro-Ungaria. Da, da, da. Bine, chiar aproape. Ne mergem Maramureș-Bucovina, așa, da. Dacă iei stânga. Da, 20 de kilometri și ajungi dintre Bucovina. Eu m-am derulat. Mă gândeam că mergem așa spre Baia Mare, spre Maramureș. No, e încolo, așa, către Cluj, Dej. Ne mergem către Maramureșul istoric, mă. Din ce pe Maramureșul istoric? Da, merge bine, părinte. Direcția mai bună ca la meu. Așa, motorul cum e? Sup, e mai bun, trage bine. Așa, spune cum e. Da, da, da. Da, uite, este... Rodna, ești unde e Rodna? Kilometri real. A fost foarte ruginit și încă mai e pe unele locuri de la făcut. Eu am încă 100.000 peste dumneavoastră. Deci aici în centru era un șanț făcut aici în comuna șanț. Aici avea alt nume. Și dacă treceai, era păzit chiar în centru satului, era un șanț. Dacă treceai șanțul, erai în România, să zic. Sau așa, nu așa, nu era România, era Moldova atunci, era, prin 1700-1000. Bucovina. Da. Nu că Bucovina i-a dat ăștia de numele de austriacii. Din Bucovina mă trag așa, origine. Așa, zi. Da? De unde, din ce... Păi naștampei. Nu. Știi, ai luat? Nu. Am... Nu. De pe acolo se genetic. Dar preotea asta, doamna preoteasă din Alba, nu? E albaneză. De unde e exact? Măi, e mață, jumate mață. Serios? Da, din Munții Apuseni, da, da. Somi adevărat. Deci, socrul meu e moț din generație în generație. Așa, da. De la munte, stau în munte, încolo, stăteam. Hai duși de ea. Și mai mergeți pe acolo, pe la Alba. Ca în filme. Am niște preoți prieteni și astea, și eu sunt apicultor. Și pe vine acum socrii? Și mai facem excursă. Vine acum socrii? Vin acum. Da? Vin o dată pe an? Cum? O dată pe an vin? Vin mai rar un pic. Da, da. 2-3 ori. Așa, cum aveți abinele pe... Uite, bă, drum. Drum de pe vremea mea lui Ceaușescu, bă, ăsta. Ionuț, uite, drum de pe vremea lui Ceaușescu ăsta. Ce că l-a făcut așa pentru tancuri, auzi? Ce că nemții l-a făcut drumul ăsta, 1900, nu știu cât. Știați, părinte? O să l-a făcut pentru tancuri. Ce că e mai tare, mai rezistent. Ceaușescu, știți povestea cu lasă? Nu, spuneți. Ziceți că mi-a auzit. Ți-a mai spus omul, știi? Da. Să o zic? Da, spune, să auzim aici. A fost problema, nu, vai, nu știți voi, 1960, nu mă registra că nu. Ah, gata, atunci gata, oprim. Nu m-am pic să văd, să prind șanțul, nu mă pic. Vinde șanțul și pe aia. Apoi. Să arătăm la oameni aici, din început, să plece haiducii. Laser care îl avem și acum. Și acum iese laserul. Da, e aici. De la Măgurele, da? E cercetare românească. A, turn, și ăla, turnul de la... Uriașă. Și potențialul uriaș, și interesant. Astăzi, da, închide. M-am pic să prind șanțul și apoi. E stare bună. Spre stare de poveste. Spor la treabă, moșu! Documentarul. Mere. Bine, nu... Dar spre-ți un pic, părinte... Spre-ți un pic de... Aici, că s-a extras aurul de aici, spre-ți un pic la Ionuț. Că avem niște... Aici avem pe Valea Vinului, avem acolo, la Rodna. Așa, a fost făcut de români. Avem niște mine. Tu știi? A fost făcut de români, 100%. Da, 100% românești. Se crede, stai să vedeți. Să vedeți din istorie ce s-a întâmplat. Nu, ascultă, ascultați. Nu am pic, că imediat, stați așa. Stai să prind, tabla cu șanța acum. Uite acum, acum stăte așa, nu mă puțin, nu vă, nu speriați. Că uităm în șanț, părinte, uite-ne scut, în șanț, încă una șanț, băi!